Vă ghidăm către cunoașterea legilor și o percepție clară asupra mediului de afaceri. Oferim servicii de consultanță în dreptul muncii, proprietate intelectuală, implementare GDPR, contracte, dreptul consumatorului, dreptul transporturilor, dar nu numai. Să înțelegi femeia dincolo de tot ce poți vedea, ascunsă toată în eleganța sa, în chicoteli sau rochii colorate, în prea mult roz sau în miros de carte. În pasiuni sau într-o zi de joi, la un pahar de vin în doi. Chardonnay Domeniile Sâmburești, un vin care înțelege femeile. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. De origine română, distinsă prin vocea soft și versatilă în stilurile muzicale pop, latino și bossa nova, Mina, pe nume Cristiana Radu, a decis să facă un pas curajos după o carieră de 10 ani în marketing și vânzări, urmărind în schimb pasiunea sa pentru muzică pe tot parcursul vieții. Pasiunea Cristianei pentru multiculturalitate a inspirat-o să cânte în engleză, spaniolă, portugheză, greacă și sanscrită, pentru diferite proiecte culturale. Afinitatea ei pentru cultura indiană se manifestă prin învățarea rapidă a pieselor, purtarea diferitelor costume tradiționale și bijuterii specifice tradiționale, dar și practicarea de yoga. În vederea promovării culturii indiene în România, Mina va da o voce culturii indiene prin citirea cărților în format audiobook, pe care le va promova pe canalul său de YouTube. Totodată va avea ocazia să cânte melodiile în limba hindi la evenimentele următoare organizate de Ambasada Indiei la București. De asemenea, intenționează să viziteze India și să înregistreze cât mai multe melodii în colaborare cu artiștii din India. Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit la Busy Live. Eu sunt Constantin Paraschiv, gazda voastră, pentru ediția specială din această seară. Așa cum ați văzut și în video de prezentare, avem alături de noi pe Mina, pe Cristiana, care este alături de noi în această seară, și discutăm despre cum am depășit perioada dificilă în pandemie și vom discuta în același timp care sunt soluțiile pe care le-a găsit Mina de bună cuvință, astfel încât să poată să-și continue activitatea. Îi mulțumesc că este alături de noi astăzi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Acest de bună cuvință este un termen care am zis să nu folosesc cuvântul restricție, am vrut să nu mai folosesc cuvântul restricție, am vrut să mai folosesc cuvântul pandemie, deși lucrurile sunt așa cum sunt, le recunoaștem, sunt dificile, sunt provocatoare, dar fiecare dintre noi am găsit diverse canale sau am identificat modalități prin care să ne putem continua activitatea. Ei bine, reîntorcându-ne în 2020, acum gândindu-mă la emisiunea noastră Doza de Vânzări. Ce optimiști eram noi, Doamne! Exact. Nu știu dacă îți mai aduce aminte, era o emisiune despre vânzări și cumva estimam cu domnul Comănescu că în câteva luni lucrurile până la final de an se vor relaxa și vom reîncepe să vindem normal și să ne întâlnim și așa mai departe. E bine, lucrurile nu au fost chiar așa. Cum au fost pentru tine anul trecut? Pe vremea aia vindeam măști mănuși, mă apucasem de comerț și ziceam, Doamne, încă o lună și scap, încă o lună și după care revenim la normal. Poate o să am și o concete din nou, ieșim, mergem în oraș, încă o lună și uite așa s-a făcut un an și tot am sperat, dar din păcate nu s-a întâmplat, cum toată lumea știe, și am fost nevoiți, ne-am stors foarte mult nervii și răbdarea și furnizorii care au trebuit să ne înțeleagă cu diferite întârzieri, cu foarte multe schimbări, pentru că fiecare au fost afectați într-un mod sau altul. A fost așa un lanț, o veriga a slăbiciunii.
Și, practic, de la discuția noastră cu Bogdan Comănescu de atunci, am continuat în vânzări. Apoi a apărut un proiect de care sunt foarte mândră și bucuroasă că l-am avut. Este un proiect la Radio Diaspora, un proiect în care am realizat o emisiune de interviuri muzicale cu artiști. Și acolo chiar m-am simțit ca peștele în apă. Zic, în sfârșit, stau și eu de vorbă cu ai mei. Stau de vorbă în domeniul meu, vorbind despre muzică. Bineînțeles că toți, într-un fel sau altul, erau destul de melancolici și pesimiști și, până la urmă, era normal să fie așa, când ne vom reveni. Și iată că astăzi, la un an de pandemie, astăzi am aflat o veste bună, am înțeles că de la 1 iunie s-ar reveni la normal. Sperăm acest normal să fie da, cât mai normal. Da, așa a afirmat domnul prim-ministru că ar da. Trebui să revenim la normal. Ei bine, știm că lucrurile se modifică de la o zi la alta, știm că lucrurile sunt, să spunem, alunecoase în această perioadă, dar e bine să avem un target acolo, să spunem că la momentul ăla se vor relaxa lucrurile. Dar oamenii cum sunt? Cum vezi tu? Cei care participau la evenimente, cei care vor vrea să interacționeze cu tine, cei care vor să vină la evenimente și să te asculte sau... Cred că oamenii simt foarte mult lipsa artiștilor, lipsa evenimentelor live. Și cred că asta se vede odată ce a venit soarele, au ieșit în parc să se joace. Cred că consumul va crește foarte mult odată ce ne vom reveni la normal, pentru că totuși spiritul este sărac prin lipsa acestor emoții, prin lipsa accesului la un spectacol de teatru, la un spectacol de operă. Până la urmă, acolo e catarsisul oamenilor. Ok, te uiți la televizor, te uiți în telefon, dar cât să te uiți? Mai bine te duci la un concert, te duci la un film, te duci la o piesă de teatru și astfel omul se relaxează și se încarcă emoțional. E, nemai având aceste surse emoționale de încărcare, atunci ce face? Caută Netflix, caută YouTube și alte forme online. Dar fără interacțiunea publică, fără interacțiunea cu artistul, din păcate toate aceste interacțiuni online mie mi se par foarte sărace. Și de asta nu am crezut în aceste concerte online. Bineînțeles că fiecare s-a adaptat cum a putut. Eu n-am fost pe acest gen. Am văzut diferite trupe care au preferat să facă asta din nevoie sau din necesitate. Dar nu le încurajez. Eu cred că omul și publicul simt într-adevăr interacțiunea umană când este în fața artistului. Și nu cred că asta se poate schimba vreodată. Bun. Și cum vezi care au fost... să spunem, instrumentele tale sau modul tău în care ți-ai ținut comunitatea aproape, oamenii aproape. Am lucrat la... Cum le-ai livrat, să le spunem, ceva în această perioadă? Am ținut legătura destul de mult cu ei. Am preferat să îmi păstrez această perioadă pentru creativitate, pentru noi compoziții și proiectul pentru care am venit astăzi la voi este cel pe care, la care am lucrat în pandemie, pentru că practic cunoașterea mea cu profesorul meu și producătorul meu a avut loc online. Iată că s-a putut acest lucru. Practic am luat inclusiv lecții de muzică indiană clasică și ragas prin internet și astfel ne-a venit ideea acestui cover. Practic în această pandemie am vrut să cunosc cât mai mulți oameni, cât mai mulți artiști care scriu în această perioadă, care compun și care preferă să-și păstreze acest talent, chiar dacă nu au directă interacțiune cu publicul. Și vis-a-vis de acest proiect, știu că proiectul nu este în limba română și e un proiect provocator, mai ales că vorbim de o limbă destul de dificil, aș putea spune. Cum? Chiar dificilă, este cea mai veche limbă din lume. Vorbim despre limba sanscrită, limba vedică. Vorbim despre o limbă ce are foarte multe dialecte, are peste 1000 de dialecte. Piesa hindi pe care am realizat-o cover este deja a treia piesă hindi pe care o cânt. Eu am mai făcut piese pentru ambasada Indiei, prin care am cântat inclusiv în Gujarati. Și o altă piesă de Bollywood, Zara Zara, pe care am cântat-o. Practic este a treia piesă pe care o abordez și mă bucur pentru că îmi place foarte mult acest stil. Sunt și foarte îndrăgostită de această cultură indiană, de la yoga până la bijuterii, până la tradiții, până la sariuri și mătăsuri. Și atunci fiind fascinată de această cultură, practic pentru mine este ca și cum m-aș simți acasă, să cunosc, să explorez o astfel de cultură, și anume cultura indiană. Bun. Ce rol are
joacă muzica în viața oamenilor în astfel de vremuri. Cum o putem integra și ce rol joacă ea în astfel de vremuri? Așa că nu cum mai spuneam, suntem expuși la... Muzica este un pansament, este o înălțare a spiritului și cred că dacă am petrece o singură zi în care să nu ne conectăm la o artă, fie că este ea pictură, culoare, ceea ce vezi în jurul tău este tot ce înseamnă estetică și culoare, tot din artă face parte, sau fie că auzim o piesă frumoasă la radio și ne schimbă o stare sau ne dă o stare, cred că dacă nu am avea aceste lucruri, am fi foarte săraci și n-am mai avea acea benzină care să ne dea mult. De exemplu, știi, când faci vânzări, îți pui o piesă mai foarte faină, știi, adică I got the power, știi, pa, da. Pun, pui piesa aia, mai te simți ritmată, wow, mai... știi, mamă, pe cine sună asta, semnez un contract, fac 10.000 de euro, e alt feeling, știi? Dacă n-ai nici asta, cu ce te încarci? Adică de unde ți-ai sursa? Știi? Adică indiferent că sunt artiști sau persoane care n-au poate acest talent, dar sunt foarte iubitori de muzică, ei se încarcă prin acest limbaj universal. Fie că suntem străini, indieni, români sau din altă țară, muzica este un limbaj universal. Și am trăit asta prin când am lansat în premieră la Neața cu Răzvan și Dani videoclipul. Am primit foarte multe aprecieri din India, de pe LinkedIn. Și mi-au spus că pronunț foarte bine și că s-a auzit foarte bine. Și de pe altă parte, românii mă întrebau, ok, da, mie îmi place piesa, dar tu ce spui acolo? Și le-am spus, atâta timp cât s-a depășit bariera lingvistică și ție îți place ce auzi, eu ți-am dovedit astfel că muzica poate să-ți placă și chiar dacă nu înțelegi cuvintele. Și asta s-a dovedit prin această colaborare și acest proiect frumos pe care l-am realizat alături de Suborcan, un producător din New Delhi, care a creat pentru mine acest remix, acest cover după piesa Edin Mushikilhe. Și practic de la el am învățat fiecare pronunție, stilul în care se face, pentru că stilul este, interpretarea este muzică clasică indiană, dar stilul este un pop house, tocmai ca să fie mai digerabil și mai comercial, pentru că dacă era o piesă 100% original indiană, intram într-un corner în care mama mă întreba, mamă, ce e aia, ce cânti acolo, adică era deja prea ciudat. Și iată că publicul a reacționat foarte, foarte frumos, deși, repet, nu înțeleg cuvintele. Da, poate o traducere sau ceva care să ajute. Este pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, Mina okay. Cristiana, am pus inclusiv traducerea versurilor, Edimu și Kilhe, ce înseamnă fiecare vers, se găsește acolo pe YouTube. Poți să te întreb și eu ce înseamnă? N-am citit. Edil Mushikilhe înseamnă o inima mea, este greu să trăiesc fără tine. A, deci este un cântec de dragoste. Da, este un cântec de dragoste. Azi l-am ascultat și eu prima oară. Da? Este soundtrack-ul unui film care a avut foarte mare succes în India. Piesa originală a lui Arijit Singh are peste 200 de milioane de vizualizări în India și este semnat Sony Music India. Și este o piesă foarte frumoasă și filmul vi-l recomand să-l vedeți, cu siguranță o să plângeți. E o poveste de dragoste foarte frumoasă. Cum te-ai gândit să abordezi anul ăsta? Adică în domeniul tău, în industrie, cum abordezi anul ăsta? Anul ăsta, față de anul trecut, când îmi făceam planuri, acum îmi fac planuri de la lună la lună. Aștept să mă uit la știri să zic, s-au dat drumul la evenimente. Bun, acum pot să-mi fac planuri. Din păcate, față de anii trecuți în care făceam planuri 6 luni, pe trimestru sau așa, acum spun, ok, de la lună la lună, luna asta vreau să creez 3 piese, să compun 3 piese. Peste o lună le producem. Când le lansăm, nu știm. Pentru că noi ne dorim ca lansarea oricăror piese pe care le facem să fie cât mai mult live. Să putem să invităm un prieten la concert, să-l chemăm să vadă. Atât de mult Facebook și atât de mult live și online și Zoom, încât oamenii cred că sunt ultra supra-saturați de așa ceva. Așa este. Da, dar până la urmă vezi că lucrurile nu sunt așa cum ne dorim noi. Bun, și să spunem că lucrurile nu evoluează chiar cum ne dorim. Ești pregătită și pentru scenariile negative? De anul trecut mi-am creat un backup. Da, adică am învățat pe pielea mea să am un backup. Da, eram foarte optimiști amândoi anul trecut. Da. Mi-aduc aminte foarte bine. Da, anul ăsta. Și mi-am dat seama prin această experiență prin care am trecut este că muzicienii au învățat în acest an să aibă această latură pragmatică. Indiferent de cât mulți bani fac la o cântare sau cât de mulți bani fac la dreptul de autor, să nu mai cheltuie atât de mult și să pună undeva la 10-15% deoparte pentru vremuri ca astea, în care nu știi ce câștigi mâine. Deci un plan de urgență. Un plan de urgență, pentru că statul nu te susține,
așa cum ar fi trebuit normal. Practic, noi, Horeca, turismul, aviație, tot ce înseamnă vase de croazier, tot ce înseamnă personal din acest domeniu sunt la pământ și au fost obligați să facă aceste reconversii profesionale. Știu capitan de vas de la Cruz, care câștiga aproape 5.000-7.000 de euro pe lună, s-a trezit că nu mai are job. Că unde să meargă vasul, cine să meargă, și a fost nevoit după o carieră de 10-15 ani numai de cruising să facă altceva. Este traumatizant pentru un om. Sau era pe LinkedIn postarea cu pilotul care a devenit curier la Amazon. Am zis nu, deci nu cred. Un om care învață 30 de ani tehnică de avioane, de a conduce un avion, să ajungă să fie curier. Mi s-a părut depresiv. După care când am văzut postarea lui că ok, uite, se poate, trebuie doar să ai flexibilitate și adaptabilitate, am zis ok, e grav. Adică chiar m-am zis e grav. Te-ai pregătit și pentru scenariul cel mai negativ, în sensul că dacă ar fi să te apuci de altceva? Aș prefera să nu. Am înțeles, dar dacă ar fi să te apuci de altceva, ce ți-ar... A doua mea pasiune este să... Care ar fi pasiunea? Să realizez podcast-uri. Care vrea să și monetizezi. Sau să moderez emisiuni muzicale sau interviuri. Asta ar fi second. Cum să recet, care ar fi pasiunea mea. Iar a treia rămâne backup-ul, rămâne comerțul. Deci cu siguranță aș face comerț în continuare ca să pot să mă asigur că am un cash flow în care să-mi produc următoarele piese, să-mi fac următoarele strategii, pentru că toate se fac cu bani și prefer să-mi susțin colegii de breaslă, că e un producător, că este un studio, prefer să investesc banii acolo decât în orice altceva, pentru că acela e viitorul meu. Bun, deci business ar fi așa, ar fi o moderare de emisiune muzicală sau, mă rog, da, conceperea ei de la A la Z, producția unei emisiuni muzicale și, bineînțeles, muzica, evenimentele live care urmează să se întâmple. Sper să se întâmple, da. Sperăm să se întâmple de la întâi. Bun, te-am mai întrebat despre vis-a-vis de oameni, dar ce feedback-uri ai de la oameni? Ar fi, totuși acum, având în vedere că oamenii sunt și puțin... speriați, spunem, de toată situația în sine. Crezi că ar participa număr mare la... Spunem că de la întâi se dau drumul la concerte. Sincer să spun, cred că s-au săturat de restricții. Știu că este foarte complicat cu o grămadă de tehnici și o grămadă de variante de transmisie și alte lucruri, dar cred că oamenii și-au asumat, fie că o parte dintre ei au trecut deja prin această boală și automat sunt imunizați 6 luni de zile, fie că s-au vaccinat, fie că își fac testări. Eu, de exemplu, mă testez la 2 săptămâni. La orice întâlnire la care mă duc sau dacă mă duc într-un proiect în care sunt peste 10-15 persoane, mă testez acasă, îmi fac testul antigen. Da? E o formă de respect față de mine și față de publicul cu care mă văd. Și atunci, cred că, apropo de asta, s-a făcut un proiect pilot în Germania în care s-a făcut un concert cu 1000 de oameni și în care statul a pus la dispoziție tot ce înseamnă testare gratuită la intrarea la concert. Biletele sunt sold out. Deci oamenii au nevoie de asta. Numai că li s-a pus la dispoziție infrastructura. Ok, vrei concert? Ok, distanțare. Vii cu mască, te testăm gratuit antigen înainte de intrare. Cine este negativ, intră. Cine nu, nu. Ok, ai vaccin? Puftim, intri. Dar nu închizi tot teatrul. Nu blochezi tot. E o industrie imensă care are nevoie de această susținere. Și iată că în alte țări, cum ar fi Germania și Olanda, s-au găsit astfel de soluții. Asta mi-aș dori să văd și în această țară, că vorbim despre opera națională, că vorbim despre sală de teatru. Ok, nu putem să ținem cu 1000 de oameni unul lângă altul, dar hai să testăm gratuit. Hai să testăm gratuit înainte de un concert sau să testăm gratuit în farmacii, deci fără bani, da? Hai să introducem în farmacii medicamentele care sunt necesare și care în Ungaria se dau gratuit pe rețetă, iar la noi nu există. Și atunci m-a ajuns tu sistem pe mine, care ți-am plătit asigurări luni de zile și ani de zile, să pot să-mi fac meserie. Da? Adică nu mi-ai pâinea de la gură și mă pui stați în casă, că nu ești. Adică asta aș vedea un stat, într-adevăr, care să susțină. Da, să susțină, mai ales antreprenoriatul. Au ajuns antreprenorii să fie aia săracii, deși au muncit o viață întreagă și bugetarii pleacă la ora 5 dintre salariu. Dar antreprenorul, facturi neplătite, chiria nu mai poate să plătească, toate lucrurile astea. Și antreprenorul a spus, bă, eu plătesc la asta și tot eu sunt fraier. Mai bine mă fac bugetar. Știi? Adică... Da, e o tendință acum antreprenorială în care toți antreprenorii vor să se reîntoarcă la job.
Pentru că, într-adevăr, lumina trebuie să o plătească cineva, da. Curentul trebuie să-l plătească cineva și nu ai încasările cum le aveai înainte și atunci lucrurile nu mai sunt. Dar, totuși, un stat partener activ în toate industriile ar ajuta foarte mult. Eu asta și... Alte măsuri care crezi că ar ajuta industria, care crezi că ar fi pentru toată industria și pentru toți colegii de brazlă pozitive și ar relansa această industrie, pentru că în momentul de față e jos de tot. Adică putem spune că industria performează, sunt câteva acțiuni pe online, dar concerte și așa... Există câteva acțiuni în momentul acesta, se vorbește despre formarea unui sindicat pentru Asociația Muzicilor Independenți, știu despre acest lucru, există persoane care ne reprezintă, însă eu cred că este, apropo, foarte mare nevoie de această schemă culturală de care s-a vorbit, nu știu ce s-a întâmplat cu ea pentru că undeva a rămas blocată. Așa cum vorbim de fonduri nerambursabile pentru Horeca, vorbim de M1, M2, M3, apropo, M3 s-a blocat, se rea din nou. Pentru că sunt în domeniu și am zis domnul ministru, okay. Dacă ne ascultați, poate sunteți pe Clubhouse deci sau pe alte, dacă ne ascultați, dacă vă rugăm să blocat, acceptați... Dacă din nou, ce să mai spun? Și atunci aș prefera, ok, ai dat niște fonduri nerambursabile pentru Horeca, să dai și pentru artiști aceste fonduri pe schema culturală, astfel încât să-și revină. Sau, o altă formă. Ok, ne-ai dat o indemnizație de 4.500 de lei sau cum s-a dat și acum ne cere 40% înapoi. Ok, dacă vrei să ajuți, măcar... Anulează-mi impozitele alea pentru că sunt oameni care au credite, care din 4.500 de ron, îi plătesc 2.000 de ron rata la casă, da? Și atunci tu, stat, mai vrei și 40% înapoi. Adică nu înțeleg, mă ajut sau mă încurci? Și cred că astfel de măsuri ar ajuta cu adevărat un artist să-și revină. Înseamnă însă, ok, nu-ți dau bani gratuit, ok, dar mă susții să nu mai iei impozite. Și să poți să-mi dai de lucru, uite, mă testez, mă vaccinez sau alte variante, îmi pui la dispoziție teste gratuite, așa cum s-a făcut în Coreea, unde se făceau 15.000 de teste gratuite pe zi în benzinării. Venea omul, îi punea bățul în nas, în 24 de ore primea SMS. Asta înseamnă stat care să te susțină. Dacă ar exista astfel de măsuri de testare gratuită, de medicamente disponibile, cum ar fi favipiravir sau alte medicamente care sunt dovedite și să fie disponibile în farmacii, care se dau pe bază de rețetă, ar ține oamenii acasă, s-ar trata acasă pentru simptomele ușoare și atunci spitalul nu ar mai fi supraasaltat. Deci sunt câteva măsuri care eu cred, din viziunea mea de artist și de antreprenor și om care am lucrat în corporate și care văd în jurul meu ce se întâmplă și văd și în alte țări, că dacă nu există aceste măsuri, este sinucidere de recurată. Ca acel pilot sărac cu care a ajuns curier. Da, să sperăm că actorii nu vor merge în această direcție și lucrurile se vor alinea și statul nostru va fi un partener bun și pentru această industrie, pentru că merită și trebuie să fie relansată, mai ales că vin perioadele astea mai calde, acum se pot face afară mai multe acțiuni și atunci, cu siguranță, lucrurile ar fi mai ușoare, să spunem, de realizat decât într-o sală. Bun, ne apropiem de final, uite că mai avem câteva minute. Ah, și n-am apucat să-l anunțăm pe Sasu, să ne spune ceva. Da, Adrian, dacă ne urmărești pe undeva, pe orice canal, ne poți da un mesaj în privat sau în direct, cum dorești, dacă ai ceva să ne spui. Dar aș vrea să te întreb pe tine, totuși, am vorbit și de planuri pesimiste și de planuri extreme. Într-adevăr, poate acum câțiva nu ne gândeam la asta, dar hai să ne gândim și la planuri optimiste, să încheiem pe o notă pozitivă. Așa. Dar dacă am început pe negativ, da. Hai să încheiem pe pozitiv. Ești de acord? Ok. Hai să vedem niște planuri pozitive, cam cum ar fi best scenariu. Best scenariu este ca la 1 iunie să se dea drumul la evenimentele private, măcar de 80-100 de persoane, cu respectarea restricțiilor, cu testarea obligatorie, înainte de a participa la concert sau la evenimentul privat, da? Asta înseamnă ca și beneficiarii, cel care își face o nuntă, să poată să testeze cumva, să-și poate testa invitații, pentru că la un moment dat invitatul este pus în situația în care tot el trebuie să-și plătească testul. Adică sunt niște costuri care totuși sunt incluse. Ce facem? Dăm darul, luăm un cadou sau ne testăm? Și atunci eu cred că ar fi o măsură de suport, ori o reducere, ori un discount, pentru cei care fac evenimente private, organizatori sau persoane fizice, să aibă acces la aceste teste gratuite într-un fel anume, mă refer la testele antigen.
Și atunci, dacă tot publicul va fi testat înainte de a participa la eveniment, se asigură mare parte din 90% din probleme rezolvate, mă gândesc. Deci măcar dacă se dă drumul la 100 de persoane de la 1 iunie, putem să spunem ok, până se vaccinează nu știu cât din populație, până în septembrie, până la sfârșitul anului, poate în decembrie vom avea și noi o petrecere de firmă cu măcar 150 de persoane într-o sală foarte mare. Pentru că să fim foarte realiști, artiștii consumă, publicul consumă. Sunt bugete la corpuri, sunt bugete la stat prin care se încurajează consumul. Dacă nu vom încuraja acest consum, economia va pica. Asta este ceea ce cred și cred că avem nevoie toți de acest consum. Fie că e vorba de mă duc într-un club și cheltui sau mă duc la un eveniment privat și cumpăr. Îmi cumpăr ochi, plătesc machiaj, plătesc benzină, deci tot consum. Așa dacă vom sta blocați în casă și nu consumăm, nu ieșim, măcar să ne plimbăm câinele, nu cred că se va întâmpla niciun consum. Din păcate, asta este varianta. Varianta optimistă, asta este. Testare cât mai mult și să putem să alocăm, așa cum a fost acel proiect pilot în Germania, 150 de persoane măcar să se poată să țină evenimente cu distanțare, dar să se poată ține, astfel încât cei de la operă, artiștii independenți, să poată și exercite în continuare meseria. Bun, și un gând de final pentru telespectatorii noștri, dar și pentru oamenii care ne urmăresc sau poate care te urmăresc în această seară, să le lași un gând acum la final? Pentru cei care ne urmăresc, mă refer atât la prietenii Busy Live TV, cât și la prietenii mei, aș vrea să le mulțumesc că au fost astăzi online cu noi. Vreau să vă mulțumesc vouă pentru invitația la Busy Live TV. De fiecare dată îmi place să vin așa în aceste contexte de lume de business și artistică, pentru că îmi place foarte mult să văd ambele laturi. Vreau să le mulțumesc tuturor și să le transmit un gând bun de sănătate, în primul rând, un gând pozitiv de a avea grijă de ei și să ținem minte că imunitatea nu înseamnă doar să luăm vitamine, ci să facem sport, să mergem în aer liber, să ne bucurăm de viață și de soare și cu astfel muzica și emoția și arta își vor găsi mult mai bine locul în inima voastră. Super, dragii noștri, acesta a fost ediția noastră specială în această seară. Vă invităm pe canalul de YouTube să ascultați melodia integrală a Minei. Canalul de YouTube unde găsesc melodia nouă? Mina Cristiana este canalul de YouTube. Mina Cristiana. Edin Mușichilhe. Așa cum a spus Mina, că am spus că nu mă pricep la limba exotică. Edin Mușichilhe. Da, trebuie să învăț. Edil Mușichilhe. Așa. Da, eu te-am învățat și puțin Hindi. Hindi. Bun. Toate cele bune. Până data viitoare, rămâneți sănătoși, rămâneți în siguranță. Multe emoții pozitive, exact cum spunea și Mina, imunitatea nu înseamnă doar vitamine, pastile, înseamnă și meditație, înseamnă poate și puțin sport, ieșit puțin în natură. O să fie bine și până data viitoare, multă sănătate. La revedere! Nomenius, oriunde în lume pentru protejarea și înregistrarea mărcilor. Peste 2000 de mărci înregistrate național și internațional. La Optima îi spunem canalele online să lucreze pentru afacerea ta. Își generăm mai multe vânzări și clienți. Avem la bază ani de specializare în marketing digital și o echipă de specialiști cu experiență. Vom stabili strategia eficientă pentru promovarea afacerii tale în Google, Facebook, Instagram și YouTube. Vizitează-ne pe optimize.ro sau scrie-ne pe e-mail și hai să ne cunoaștem!
Situată în București, în zona Dorobanți, clinica de implantologie dentară Dr. Lorelai Nassar este considerată de pacienții săi clinica numărul 1 în implanturi dentare. Aici poți beneficia de cele mai moderne echipamente existente în România, de servicii de calitate și siguranță oferite de medicii ultra-specializați. De asemenea, poți avea parte de tratamente fără durere prin hipnoză, dar și de momente de relaxare la un ceai sau o cafea alături de personalul de aici, iar când vremea o permite, grădina clinicii este spațiul preferat pentru depănat povești. Vei pleca de la clinica Dr. Lorelai Nassar cu zâmbetul pe față.